Ia fiți atenți, mă, băieți, bă. Are sânge de artist și abia așteaptă să urce pe scenă. Să-l primim cu aplauze pe Victor Macovei! Bună, foarte seara! Să rămână, bună seara! Chiar așa aveți sânge de artist? Se pare că așa e. Vreau să spun vreo două bancuri. Bancul, furnica și elefantul. Așa. O furnică se plimba prin pădure. Mergând ea așa supărată, agale, prin pădure, la un moment dat a căzut într-o baltă. Furnica a început să strige: ajutor! Ajutor! Mă nec! N-a auzit-o nimeni. Un elefant trecea pe acolo, prin zonă. A auzit acest strigăt, disperat. Dar n-a văzut nimic, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, nimic. Bine. Și continuă drumul elefantul. Furnica iară: ajutor! Ajutor! Ajutați-mă, mă nec! Interpretarea... La fel, nimic. Dar observa că furnica era un tenor? Ajutor! Am vrut să zic, furnica e tenor. Că lucrează el la operă. Vă rog! La un moment dat, elefantul aude a doua oară acea strigătură, se oprește brusc. Se uită stânga, dreapta. Cine strigă și unde are nevoie de ajutor? Și unde e? Că nu văd. Furnica spuse: aici! Nen elefant, în fața piciorului drept dumitale. Este foarte simplu să recunoști un om care spune bancuri foarte prost, pentru că folosește verbele... Care e timpul ăsta verbal? Iar atunci, șoricelul spuse. E ca și cum le-ar citi. Da? Dincolo de treaba asta, interpretarea lui era lamentabilă. Mi-a plăcut interpretarea lui, era bun. Așa, să ajute Dumnezeu. Te rog, domnule elefant, întinde trompa dumitale cea vânjoasă și salvează-mă din această baltă. Bine, bine, hai că întind trompa. Elefantul, trompa. Furnica. Pă mal. În timp ce furnica își torcea antenele minuscule picături de apă pe care le acumulase în acea tentativă a ei, pe nec spuse către elefant: mulțumesc, domnule elefant! Cu ce pot să te răsplătesc că m-ai salvat de la moarte? Elefantul atunci, scuturându-și tropa, spuse către furnică: hai, lasă vrăjeala și dă chiloții jos! Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!